Patenta din februarie a fost așezământul constituțional al Imperiului Austriac, promulgat de împăratul Franz Iosef în data de 26 februarie 1861. La baza patentei din februarie stă diploma din octombrie, care a pus capăt regimului neoabsolutist instaurat după reprimarea Revoluției de la 1848. Documentul reiterează autonomia țărilor din Imperiu și stabilește componența și competența Consiliului Imperial de la Viena. Reichsratul era format din 343 de reprezentanți, un număr fix de locuri pentru fiecare țară din Imperiu. Ducatului Bucovinei îi reveneau 5 mandate. În primăvara anului trecut, bucovinenii, care au făcut parte din Parlamentul Austriei înainte de 1918, au fost omagiați la Viena. La ceremonie a participat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care i-a invitat pe cei prezenți să viziteze județul Suceava.